Tot vorbim despre coabitare, că sunt niște, mă rog, probleme cu coabitarea asta și niște urmări foarte grave în unele situații. Apropo de coabitare, premierul a explicat cum a venit cu coabitarea și ce s-a ales de ea. La discuția despre justiție, pe mine să nu vă bazați, pentru că am foarte multe opinii, am foarte multe păreri, am foarte multe proiecte, ca om care întâi a lucrat în justiție și după aceea a ajuns în politică, dar n-am voie să vorbesc despre ele. Trebuie să vorbească alții și eu, în mod tacit, să le susțin sau nu, pentru a avea o imagine exactă a unui moment, într-adevăr, cu reverberații instituționale, momentul semnării acordului de coabitare instituțională, cred că ar fi corect să fie toți cei patru prezenți. Pentru a avea, mai ales dacă am fi toți patru de față, pentru a fi destul de greu să avem versiuni foarte diferite. Deocamdată din cei patru, după un an și jumătate, unul spune că a fost o păcăleală și cum a păcălit, celălalt spune că nici n-a fost pe acolo. Iar al treilea e în justiție și n-are cum să spună. Eu sunt singurul supraviețuitor, ca să spun așa, din cei patru prezenți la acordul de colaborare instituțională, am rămas singur. M-am și gândit dacă nu cumva mi l-am semnat singur. Eu cred că ușor, ușor, justiția rămâne singura putere din România. Celelalte se subornează. Orice decizie a Parlamentului și a Guvernului este imediat cenzurabilă de către justiție. Poate că e o evoluție bună. Ceea ce îmi doresc ca cetățean, nu ca persoană publică, este ca justiția din România, și un lucru pe care mi-l doream când eram magistrat, să fie mai eficientă, pentru că e un serviciu public, ca și sănătatea, ca și armata, ca și educația, și să fie responsabilă atunci când greșește. Deocamdată este singura putere care nu răspunde niciodată când greșește. Noi, toți ceilalți, când greșim, răspundem în fața justiției. Justiția, dacă cumva vreodată greșește, vorbesc absolut ipotetic, sigur că da, nu răspunde. Și mă gândesc numai la faptul că prin hotărâri judecătorești s-a retrocedat o suprafață egală cu a României, Bulgariei, Ungariei și cred că vreo jumătate din Ucraina în ultimii ani. Vest, o parte din ea. Că prin decizii ale justiției, statul român are de plătit în următorii 20 de ani mai mult decât vom produce noi toți, vreodată. Da, eu zic să plângem puțin că primul ministru este copleșit de coabitarea asta. Perfect. S-a coabitat, a coabitat, a semnat singur, n-a semnat singur, mai contează. Văd că plânge și în legătură cu asta, cu justiția, și aici lucrurile sunt chiar ușor sfidătoare, aș zice, pentru că nu merge să spui că justiția nu plătește când greșește. Păi de ce nu plătește dacă greșește justiția? Și nu e ipotetic greșește pe bază de hotărâri CEDO și a greșit și morar. A avut erori judiciare și pentru că a avut erori judiciare l-au făcut judecător la Curtea Constituțională, într-un schimb, într-un deal cu Băsescu. Domnule Petre Roman, vă rog. Mai este un aspect, că chiar și aceste decizii în justiție cu privire la terenuri și așa mai departe s-au făcut în baza unor legi. Și legile au fost date de Parlament, de Guvern, de politici. Prin urmare, ar fi fost normal să vadă partea care îl privește acum. Despre coabitare era vorba de pactul acela semnat dintre Traian Băsescu și Victor Ponta pe 13 decembrie 2012. Despre acela s-a discutat destul de mult și aici am avut o părere mult diferită față de domnul